Salut și bine te-am găsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. Astăzi o să vă vorbesc despre o tabletă pe care v-am mai prezentat-o și într-un tutorial anterior. Este vorba de cea mai ieftină tabletă din România. Costă doar 150 de lei la emag.ro. În zilele acestea, ieri, azi și mâine, cei de la EMAG o oferă la prețul de 99 de lei, datorită unor reduceri prezente pe site. Aceasta este de cutia. Avem pe spate specificațiile tabletei. Haideți să o deschidem amândoi, adică împreună cu voi. Avem aici sigiliul. Eu am mai desfăcut cutia odată pentru faptul că atunci când îmi sosește un pachet prin curier, am obiceiul de a verifica coletul. Deci nu este asta o problemă. Bun, aici avem tableta. Haideți să o scoatem din folie. După cum puteți vedea. Avem aici în partea dreaptă sus speakerul, difuzorul. Să lăsăm tableta deoparte pentru o clipă. În pachet avem încărcătorul. Cablul de conexiune micro USB, căștile cu o mufă jack de 3,5 mm și un cablu de conexiune în cazul în care dorim să, pe acesta o să îl scot din folie și o să vi le arăt, în cazul în care dorim să conectăm un modem de internet prin USB la tabletă. Mai avem o carticică cu cele mai tari aplicații preinstalate pe noua tabletă. Acestea vin cu aplicația de Zonga instalată, Sinau și multe altele. O să vă uitați dumneavoastră pe ele în cazul în care vă comandați această tabletă. Avem manualul tabletei. Aceasta este tableta Seriox de 7 inch S716 Tab, o puteți căuta și pe internet. Manualul este în mai multe limbi: limba română, limba engleză și rusă, dacă nu mă înșel. Avem certificatul de garanție și factura de la EMAG. Haideți să vă arăt cât a costat. Dați, total de plată 149,99 de lei. Deci 150 de lei. Și o declarație de conformitate a calității acestui produs. Cam acestea au fost lucrurile din cutie. Haideți să vă arăt și tableta. Doar puțin să o pornesc. Aceasta vine cu Android 4.2 instalată. Cum puteți vedea, în partea dreaptă aveți butonul de on-off, mufa jack de 3,5, mufa micro USB pentru conexiune, mufa de încărcare unde intră încărcătorul și taste de volum plus minus. Unde aici aveți butonul de reset. După cum am spus, difuzorul
Și atât, pe partea cealaltă nu aveți niciun fel de buton. Ne să vedem. Aceasta este tableta. După cum puteți vedea. Haideți să intrăm și noi în meniu. După cum puteți vedea, tableta se mișcă destul de bine. Mulți vor spune că ce pretenții putem să avem la o tabletă de 150 de lei. E adevărat, mari pretenții nu putem să avem. După cum puteți vedea, eu folosesc pe această tabletă nu foarte multe aplicații, în general Gmail, Google Chrome, Facebook, Facebook Messenger și Skype și YouTube, aplicațiile pe care le folosesc eu. Am și două jocuri preinstalate pe această tabletă. Este vorba de Candy Frenzy și Tank Battle. Nu vă puteți aștepta la această tabletă să instalați pe ea jocuri de, nu știu, 500 de mega, 1 giga, gen jocuri de Trigger. În rest, tableta este foarte ok din punctul acesta de vedere. Este foarte slim. Și consider că pentru cei 150 de lei își merită banii. Acumulatorul ține aproximativ o oră jumătate, două. Veți vedea. 70% energie. Tableta vine cu Wi-Fi. Are conexiune Wi-Fi, o puteți conecta la internet. Nu suportă, nu are slot de SIM. Ecranul este de 7 inci. O memorie de 4 GB de stocare, 512 RAM. Cum am spus, sistemul de operare este Android 4.2.2. Puteți de asemenea să extindeți memoria tabletei cu un card microSD de până la 32 de giga. Camera frontală, care este aici undeva aici sus, nu știu dacă se vede în video, este de 0,3 megapixeli. Greutatea acestei tablete este la undea la 300 de grame. Ecranul este de 7 inci LCD cu o rezoluție de 800 cu 480. Procesorul este single core de 1,2 GHz. Cam acestea sunt lucrurile despre această tabletă. Sper să o utilizați, să o cumpărați. Eu sunt mulțumit de ea. Și acesta a fost tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. La revedere!